Salutare, bine te-am găsit la un nou video 2++. Eu sunt Radu de la thinkitleaf.com și împreună cu Bogdan Tomeagă de la muscleboom.ro răspundem la întrebări pe care le prim pe e-mail. Și un băiat m-a întrebat dacă poate să facă antrenamente acasă, mai exact dacă poate să-și facă un corp fain, musculos, fără să meargă la sală. Antrenamente acasă numai cu greutatea corpului. O întrebare foarte bună și trebuie să răspundem aici. În primul Exact. rând, vreau să spun ceva, Bogdan. Vreau să zic că mulți din care ne citesc, adică o parte din ei n-au acces la sală, la antrenamente cu greutăți și vor să facă chestia asta, să-și facă un corp fain cu antrenamente acasă. Punctul meu Problema de e că cu antrenamentele acasă e foarte greu să crești masa musculară din cauza că cheia creșterii musculare e încărcarea progresivă. Deci trebuie constant, în timp, să îți stresezi corpul din ce în ce mai mult, cu greutăți din ce în ce mai mari. Și e foarte greu să faci asta cu greutatea corpului pentru că nu poți să crești acolo decât în repetări, în numărul de repetări pe care le faci pe serie. Și de ce asta, de ce nu e asta optim, Bogdan? Bun. Din punctul meu de vedere, la un anumit nivel poți să ajungi și acasă dacă, eu știu, acum depinde fiecare cum începe, dacă ești mai plinuț, mai ăsta și îți pui la punct o dietă și faci pe acasă flotări, genoflexiuni, cât de cât, poți să ajungi la un nivel fit. Dar, cum zicea și Radu, nu poți să-ți crești masa musculară foarte tare. Adică, o schimbare față de ca și cum n-ai face nimic, o să fie, pentru că na, dacă nu făceai nimic, corpul nu chiar nu erau stimulați mușchii ăia, făcând și antrenându-i un pic, este o anumită creștere, dar până la un punct, pentru că apoi nu mai ai stimul necesar pentru a-i crește. Atunci o să-ți trebuiască greutăți adiționale pe care acasă, în cameră, la tine, e destul de greu să, nu știu, să faci genuflexiuni cu bara în spate sau un pins la piept cu, eu știu, tracțiuni și așa mai departe. Da. Mai sunt niște băieți care fac o treabă foarte faină la fitness urban, se antrenează în parcuri și acolo e next level față de antrenamentele acasă, pentru că ai tot felul de bări, acolo poți să faci și tracțiuni, poți să faci flotări la paralele, poți să mai atârni ceva greutate de tine și acolo ar mai merge să-ți stimulezi masa. Dar acasă, doar cu greutatea corpului, destul de greu. Pentru că ai început să zici, parcă, hai să zicem că la un moment dat Da. poți să faci 30 de flotări pe serie, nu? După aia cât poți să mai crești? Deja la numărul ăla de repetări stimulezi fibrele de anduranță, fibrele de tip 1. Iar Exact. alea nu-ți dau, nu cresc mușchiul în masă, adică nu-l fac mai mare. Da, Intră ideea e că în fața. sunt două tipuri de fibre musculare. Ideea este că fibrele de tip 2 sunt cele care au cel mai mare potențial pentru creștere și alea ne interesează pentru noi pe noi în bodybuilding și fibrele astea răspund când creștem în forță în zona de 4-12 repetări. Și de-aia stresăm noi că trebuie să crești în forță în zona asta de repetări, nu să crești neapărat în repetări, să faci 100 de repetări cu anumită greutate. Pentru că după aia, când treci de 12 repetări și te apropii de 15-20 de repetări în plus, cum zicea și Bogdan, atingi fibrele de anduranță și ca și cum ai alerga pentru picioare mari. Dar știm că nu se întâmplă asta. Picioarele cresc mari când faci, spre exemplu, genoflexiuni cu 200 de kg în spate. Și un motiv clar pentru asta, din cauza că acționezi alte fibre musculare. Da. Asta e. Deci, na, acasă poți să te dezvolți până la un anumit punct. Dacă vrei un corp musculos, dacă vrei o masă musculară mare sau mai mare decât media, așa cum, na, toți vrem să atingem cât de bine putem o creștere a masei musculare, atunci va trebui să pui un fel de rezistență, un fel de, adică o tensiune mai mare pe mușchi și să folosești greutăți adiționale. Cam asta este. Da. Ok, Și Radu, cred că mai vrei să spui ceva? da, vreau să adaug că normal, poți să-ți incluzi și greutatea corpului făcând lucrurile astea. Spre exemplu, când faci tracțiuni cu greutăți, acolo
la fel, îți folosești și greutatea corpului sau când faci, cum spunea Bogdan, flutări la paralele. Deci poți cumva, neapărat trebuie să folosești greutăți să mergi la sală, dar trebuie să găsești o modalitate în care să folosești, să te forțezi făcând numai 4-12 repetări. Asta ar fi ideea de bază. Ok, sper că ți-am răspuns la întrebarea asta și dacă ai alte întrebări, te rog, lasă-le în comentarii pentru că le citim pe toate, răspundem la toate și eventual putem să facem și videouri dacă ai o întrebare originală care ajută pe mulți oameni dacă răspundem.